Felicitări! 7 puncte avans în acest moment. Cât de aproape sunteți de promovare? Suntem foarte aproape, în proporție de, să zic, 70%. Dacă ne-am strânge la fel ultimile 4 meciuri care avem, normal, n-ar trebui să avem probleme. După 2-3 ani în care jucăm barajul, an de an, ajungem până în finală, luăm bătaie la penaltiuri, avem 3-0, ne întorc aia, luăm bătaie și tot așa. Sper că anul ăsta să nu mai avem probleme și să promovăm în Liga 1, să fie cu bine. Cum a fost meciul? Că a fost o nebunie la 2-1, au fost ocazii și de o parte și de alta și voi să faceți 3-1 și... Și a fost un meci foarte strâns, știam, am avut noroc că ieri am bătut, ei s-au încurcat și am fost puțin mai lejeri și am așteptat pe ei să atace, noi am dat gol repede și cam așa s-a scris, au ratat ei penalti la ultima fază în prima repriză, poate intrau altfel în meci. Așa, după aia am luat roșu. S-a și portocal azi. Ieri, da, s-a încurcat și ei, deja ne-am dus la 7 puncte de ambele echipe. Acum totul depinde numai și numai de noi, avem și posibilitatea să facem pași greșiți. Ați băgat șampanie la rece sau sunteți superstiți? Nu, niciodată că am mai pățit așa ceva, am jucat cu echipa, au avut 3-0 la pauză, au venit cu șampaniile pe teren și am bătut 6-3. Deci niciodată, până la ultima, când suntem matematic, atunci scoatem și șampania, ca așa e normal. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, o seară bună!